17 septembrie, Ioan 19, de la 28 la 30. După aceea, Iisus, care știa că acum totul s-a sfârșit, ca să împlinească Scriptura, a zis: "Mi-e sete." Acolo era un vas plin cu oțet. Ostașii au pus într-o ramură de isop un burete plin cu oțet și i l-au dus la gură. Când a luat Iisus oțetul, a zis: "S-a isprăvit." Apoi și-a plecat capul și și-a dat Duhul. S-a isprăvit. La citirea acestor cuvinte s-ar cuveni să stai liniștit și să-L rogi pe Dumnezeu să descopere prin Duhul lui cel Sfânt ce este ascuns în această propoziție: s-a isprăvit. Cuvintele omenești nu o vor putea face niciodată. Cu acest strigăt de biruință, Fiul lui Dumnezeu și-a dat Duhul, dar cu aceasta El a dus la capăt misiunea minunată a mântuirii pe care Dumnezeu i-a încredințat-o. Omul îl pironise pe Creatorul lui pe cruce și dușmanii au crezut că au învins. Dar acela pe care l-au crezut învins cucerise o biruință mare. El, cel Sfânt, care nu a cunoscut păcat, a fost făcut pentru noi păcat. 2 Corinteni 5,21. Și prin aceasta El a ispășit vina păcatului nostru și ne-a eliberat calea care duce la inima lui Dumnezeu. Noi nu putem aprecia ceea ce a trăit Iisus în acele clipe, când Tatăl din ceruri i-a întors spatele și l-a strigat: "Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pe tu ce m-ai părăsit?" Marcu 15,34. Atunci Dumnezeu i-a dat să ducă sarcina păcatului unei lumi întregi. În acest moment a fost rostit acest cuvânt de biruință: s-a isprăvit, iar viața lui pământească ajunsese la capăt. Iisus a trecut atunci din viață la moarte și ne-a adus prin aceasta pe noi din moarte la viață, din viața fără Dumnezeu la părtășia cu El și din viața fără de speranțe la speranța vieții veșnice. Da, aici este vestea cea mai minunată pe care pot să o aduc și pe care pot să ți-o dau mai departe. Domnul a isprăvit totul pentru noi. În biruința Lui este pace, speranță, binecuvântare, mântuire, plinătate și viață veșnică. Acum este rândul nostru să primim această lucrare de mântuire pe care ne-a câștigat-o prin credință și să știm: El a isprăvit această biruință minunată pentru mine. De aceea stai neclintit zilnic și în orice situație din viață, în biruința isprăvită de Iisus. Privește-L prin credință pe El și îți va da un rost al vieții. Dacă ai nevoie de putere, dacă cauți pace pentru sufletul tău, dacă cauți vindecare pentru trupul tău, dacă ai greutăți și vrei să birui, să știi: în aceste cuvinte, s-a isprăvit, sunt ascunse răspunsurile pentru toate nevoile tale.